Bine ați venit în bucătăria Lidl. Acum vă prezint și desertul pentru masa de Crăciun. Începem cu foietajul, pentru că foietajul este foarte important să se coacă bine, bine, bine de tot. Și deci facem aluatul de foietaj. Îi păstrăm folia de plastic pentru că ne ajută foarte mult. Și începem. Zahăr. O rolă cu țepi. Înțepăm bine aluatul. Desărăm zahărul. Punem peste tot. După care închidem. Și întindem aluatul. În felul acesta zahărul intră între straturi și vom avea niște sticks-uri crocante și gustoase, caramelizate. Nu trebuie să întindeți foarte mult aluatul, trebuie să lăsați undeva la o grosime de 1 cm. Între jumătate de centimetru și 1 cm. Încă o dată. Înțepăm. Pregătim o tavă cu hârtie de copt. Așezăm tava. Este mai simplu să ungem acum cu ou, după care să tăiem. Bateți bine oul. Pensulă. Tăiați bine subțiri, pe care le așezăm în tavă. Mai presărăm puțin zahăr brun peste și după care băgăm la cuptor 160 de grade timp de 15 minute. Pentru că foietajul este la cuptor și avem puțin timp la dispoziție până acesta să fie gata, trebuie să vă arăt ce se întâmplă cu dovleacul. Practic, dovleacul se taie, după care se îndreaptă marginile. Asta trebuie să obținem din dovleac. Cu cât este dovleacul mai mare, cu atât mai bine. Obțineți cât mai multe bare din acestea de dovleac, le puneți la copt la 160 de grade, timp de 4 ore, acoperite cu o folie de aluminiu, după care urgent în frigider. Pentru că la această rețetă este necesar ca dovleacul să fie rece. Pentru că dacă l-am scoate din cuptor, punem tigaie cu siropul și am flamba, s-ar sfărâma, s-ar face piure. Și nu vrem asta, vrem să avem o bucată de dovleac fermă și gustoasă și bună și frumoasă. Așa că eu deja am făcut treaba asta, am copt un dovleac și l-am lăsat să răcească perfect pentru a fi gata de flambat. Acum să ne apucăm să facem sirop. Avem nevoie de o crăticioară, două linguri de miere, punem și o lingură de zahăr, o cană cu apă, un baton de scorțișoară, deva în jur de 50 de grame de stafide. Obținem un sirop, dar, cel mai important, julien de ghimbir. Ghimbirul împreună cu scorțișoara vă ajută un pic să vă apropiați mai mult de Crăciun, de mirosul clasic de Crăciun. Scorțișoară, ghimbir, miere, dar și nucă. Adăugăm ghimbirul, lăsăm să fiarbă. Pregătim și miezul de nucă. Așa. Lăsăm siropul să fiarbă. Tostăm puțin nucile, după care putem să ne apucăm de flambat. Bun. Acesta este dovleacul copt, undeva în jur de 4 ore și răcit peste noapte. Este important ca dovleacul să fie rece. Avem nucile aproape tostate. Sticks-urile sunt și ele aproape gata. Un cub mic de unt. Așezăm dovleacul. O lingură de sirop și ghimbirul și stafidele din sirop. Acum, flambea la mezon.
ca de fiecare dată când vorbim despre flambe, vă recomand să nu faceți asta sub pătă. Întotdeauna îndepărtați tigaia de sub pătă. După ce s-a flambat, îmbrăcați dovleacul în sirop cu lingura. Dovleacul este gata. Montăm totul pe mijlocul farfuriei. Și, bineînțeles, îmbrăcăm cu sirop. Ține nucă deasupra. Și cel mai important lucru pentru plăcinta de dovleac, că avem aceste stixuri caramelizate, crocante, dulci și gustoase, pe care le așezăm peste dovleac. Rețetă simplă de gătit, spectaculoasă la gust și zic eu că o să impresioneze. Spor la gătit, poftă bună și Crăciun fericit!